Sunt ferm convins că reuniunea de astăzi va oferi o posibilitate de a consolida în continuare relațiile noastre bilaterale și, pornind de la concluzia că România a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova conform datelor anului 2014, schimburile comerciale au depășit cifra de 1,2 miliarde de dolari. Ne dorim ca România să devină și principalul investitor, sau cel puțin să fie în top 3 investitori din Republica Moldova și, în acest sens, vă anunțăm că deja am inițiat demersuri ca pentru întreprinderile românești care au acreditare europeană în domeniul proiectării și construcțiilor să nu mai existe careva bariere de acreditare repetată în Republica Moldova în perioadele de viitor, atunci când vom implementa proiecte comune care urmează să ne apropie în aspirațiile noastre.